între timp continuă căutările și în ceea ce îl privește pe Sebastian Ghiță. Așa a anunțat Ministerul de Interne că poliția nu a abandonat căutările. Carmen Dan a făcut această precizare în urma criticilor șefei DNA Laura Codruța Căveși și fostul deputat a apărut pe lista celor mai căutate persoane pe site-ul Europol după ce a dispărut în luna decembrie anului trecut. Sebastian Ghiță, se mai știe de dânsul unde este? Tot ce pot să vă spun este că îl căutăm. Aceste căutări nu au fost nicicum abandonate sau tergiversate. Ele se desfășoară sub directa îndrumare a procurorului de caz.